Salut și bine v-am găsit la România Via Cluj. Azi vorbim despre premiera unui spectacol manifest, o piesă de teatru în care este vorba despre cum e să fii colegul de apartament al cuiva și ce înseamnă să găsești rețeta perfectă pentru a trăi în comuniune cu ceilalți. Alături de mine se află actorul și dramaturgul Dan Boldea și regizorul Robert Cociș. Bine ați venit! Bine te-am găsit! Bine te-am găsit! Primul rând, sunt curioasă, cum ați ajuns la ideea din spatele scenei piesei? Ideea a început, spectacolul a început de la Dan în primul rând și cred că poate el intră mai bine în detalii. Da, în principiu am scris o piesă în urma unor experiențe personale cu niște colegi de apartament și am plecat de la ideea asta de cumva ce înseamnă să conviețuiești cu alți oameni în casă, ce înseamnă să împarți chiria cu cineva, ce înseamnă să găsești cumva... energiile bune pentru o conviețuire cât mai ok și cumva de aici am scris un text care a stat cumva la baza spectacolului ca un soi de schiță pe care i-am arătat-o lui Robert și de acolo am plecat și am format echipa și ușor ușor am construit textul ăsta mai departe la scenă cu actorii și am ajuns la forma lui finală, așa încât cred că așa asta a fost procesul de lucru până acum. Noi am creat foarte mult și la scenă, fiindcă asta spuneam la un moment dat, că poate nu fac chiar regia, mai degrabă dau direcția de scenă. Asta da, discutam într-o oarecare măsură, da. Și am lucrat foarte mult la scenă cu echipa, care nu înseamnă doar echipa de actori, și cât și muzicianul, scenograful puteau veni cu idei pentru scene și ce să creăm în timpul spectacolului. Și de asta mi se pare că pe actorie cu Dan, cu Alina Mișoc și Leo Chioneac am lucrat foarte bine la scenă, dar și Max Anchidin, care face muzică, a venit cu niște completări foarte bune, nu doar prin muzică, ci ca feedback. Și Dragoș Moldovan, scenograful, a creat această lume care încapsulează foarte bine spectacolul. Uh-huh. A găsit acolo o chichiță vizuală care pune totul împreună din scenografie. Și asta a venit... fiindcă mă bucur foarte mult când echipa cu care lucrez vine cu propuneri. Da, și avem și pe partea de păpuși, pe Robert Trifan, care joacă și în spectacol, și pe partea de actorie, dar e și pe partea de păpuși, pentru că e și un spectacol de păpuși, sau mă rog, de animație, într-o oarecare măsură, așa încât cumva toți împreună, fiind o creație colectivă până la urmă, am reușit să creăm spectacolul ăsta și să-l ducem la forma lui cea mai bună, cred. De până acum. Cu toate că suntem încă în lucru, dar ne apropiem de ceea ce ne-am dorit de fapt inițial în tot procesul ăsta. Da, și a subliniat Dan un lucru acum, că e un spectacol de păpuși sau de animație. Da, aici e, da. Cred că dezbaterea în sine a spectacolului nostru. Da. Cum e teatrul de păpuși, teatrul de animație, e același lucru, care e diferența? E pentru adulți, e pentru copii și asta e un alt layer cumva al spectacolului. Spectacolul nostru nu e făcut pentru copii. Da. E un spectacol cu păpuși, dar e pentru public adult. Noi am pus pe poster, ne recomandat sub 16 ani. Da, și asta spune multe. Ce ați vrea să știe oamenii care nu prea merg pe la teatru, dar s-au decis să încerce ceva nou cu piesa voastră? Pentru că cred că o să se simtă bine. Și dacă vin la Magic Puppet în data de 29 aprilie sau 30 aprilie, de la ora 8:29 da. Și 7:30, o să se simtă bine, o să râdă, sper că o să râd. Noi am încercat o comedie, eu și Dan facem acum pentru prima dată o comedie. Da, eu n-am mai jucat în comedie până acum, e prima dată și pentru mine. Da, și nici eu n-am regizat și chiar sunt curios, așa... Prima experiență cu comedia, ce părere o să aibă publicul. Dar eu le zice să vină pentru distracție, cred că asta e cuvântul. Da. Adică noi așa am și plecat în tot procesul ăsta, de la o relaxare, de la un soi de hai să vedem ce facem fără presiunea marei arte, dacă vrei, da? Nu știu cum să zic, cumva nu ne-am propus prea mult, ne-am propus să plecăm din personal și să creăm ceva foarte... fain și distractiv pentru public în același timp. Și să ne simțim bine la lucru. Da. În primul rând să ne simțim bine la lucru. În proces, da. Cât de important credeți că este ca actorii și echipa să se simtă bine când realizează o piesă de teatru și cât de relevant credeți că este acest aspect pentru o piesă experimentală în care vine fiecare cu propriul său input?
Cred că e foarte important, fiindcă trebuie să-ți oferi încredere. Uh-huh. Și să știi că poți să primești încrederea. Și spunea la un moment dat, într-un interviu, Nicoleta Esinen, cu un lucru, că ea nu vrea actori buni în spectacol, ea vrea oameni buni. Și asta am luat așa ca un, ca un motto pentru mine când lucrez la un spectacol sau un film. Aș mai vrea să știu ce urmează în continuare pentru voi. Aveți de gând să mai faceți astfel de spectacole? Ne dorim un pic să ducem experimentul și mai departe. Și de asta spun că o să ne ducem foarte mult, să vedem cât de multă răbdare poate să aibă un spectator și care e limita de ce poate preview. Oare zic bine, Dan? Într-o oarecare măsură, da. Zici foarte bine. Noi o să avem mai înainte de un proiect foarte lung pe care ne-l dorim anul viitor. O să avem o premieră la Berlin în iunie cu un performance pe care îl facem împreună. Și asta o să fie următorul proiect imediat după Mânuim Viața. Și ulterior vrem să mergem mai departe, cum a zis Robert, spre un experiment extrem de personal pentru amândoi și să facem cumva un soi de experiență teatrală, nu neapărat un spectacol, care și ca durată să fie mult mai mare decât un spectacol convențional de, nu știu, 2-3 ore și ca tip de approach și toate chestiile să fie cumva diferite și pentru noi și pentru publicul din Cluj. Deci da, avem ceva în plan pentru următorii 2-3 ani. Și noi am mai lucrat împreună foarte bine și la un documentar, am mai făcut niște instalații în Cluj artistice și da, avem câteva lucruri. Avem idei. Avem idei. Avem. Acum vedem cum se și finanțează și cum merge mai departe cu ele. Eu vă urez succes și ca și duo și separat ca artiști și mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit și vă mai așteptăm și pe viitor să vorbiți de următoarele piese. Mulțumim frumos de invitație și sigur o să revin. Mulțumesc pentru atenție. Dacă v-a plăcut acest material, puteți da like, share și subscribe canalului nostru și ne vedem pe net.